Dacă ești printre cele care îți sărbătorești ziua la sfârșitul anului astrologic, adică pe 20 martie, ești paradoxal înzestrată cu activitate creativă vie, ai talente și abilități neobișnuite. Deoarece ziua ta de naștere cade în momentul trecerii dintr-un semn zodiacal în altul, combini universalitatea peștilor cu personalitatea berbecului. Uneori, dorința de cooperare inerentă peștilor și independența naturii berbecului intră în conflict în tine. Peștii înving de obicei, dar nu este o regulă pentru a fi un jucător excelent în echipă. Te-ai născut într-o zi foarte simbolică, considerată a fi ultima zi de iarnă și sfârșitul anului astrologic, astfel că pentru tine vârsta de 29 de ani este semnificativ diferită de alte persoane. De exemplu, poți fi o natură foarte talentată ce poate într-o anumită măsură să determine evoluția existenței umane. Pe de altă parte, trebuie să depui eforturi disperate pentru a scăpa de povara problemelor acumulate și pentru a lăsa trecutul în urma ta. Luarea unei decizii importante, mai ales una care poate face schimbări semnificative în viața ta, din păcate, durează prea mult față de timpul acordat de ursitoare. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: poezie, ospitalitate, credință, sensibilitate, spiritualitate, dorința de a ajuta, visarea cu ochii deschiși. Se poate totuși ca la ora exactă a nașterii tale soarele să fie pășit în semnul berbecului, dar aceste lucruri poate fi determinată doar pe astrograma ta natală. În continuare te voi analiza ca aparținând zodiei peștilor. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine, totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia, te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii. Așa că ar trebui să fii atentă, sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de critică, precum și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. 20 martie este ultima zi a ultimului semn al zodiacului, Pești. De mâine începe noul an zodiacal, primăvara astronomică. Fiind născută în această zi ești profund creativă și talentată, simți impactul atât al peștilor, cât și al berbecului, care se manifestă în perioade de poftă de colectivitate și de singurătate, de independență. Influența peștilor este adesea mai pronunțată. Universul te-a dotat generos cu diverse talente, dar, uneori, optimismul nerezonabil te poate așeza direct într-o baltă. Este greu să nu fii de acord că visarea îți conferă un farmec deosebit, dar de multe ori face punctul tău de vedere complet nerealist. Cu toate acestea,
Dacă ești destul de norocoasă să-ți găsești partenerul de suflet și de viață, atunci vei fi protejat în mod fiabil de multe eșecuri. Așa cum am menționat deja, ești extrem de talentată. Prin urmare, este dificil pentru tine să găsești imediat calea cea bună. În plus, uneori ai tendința să te închini cu furie eroilor fictivi sau reali, adesea în detrimentul dezvoltării personale. Se întâmplă adesea că, din cauza unei reevaluări romantice a cuiva, să încerci în mod inconștient să-ți reduci capabilitățile, ceea ce la rândul său duce la o lipsă de încredere în sine. Cred că cea mai mare problemă a ta este depresia. Cauza depresiei poate fi admirația insuficientă din partea altora. Prietenii și colegii care sunt capabili să te sprijine în vremuri dificile joacă un rol important în viața ta. În cele din urmă, autoafirmarea te va ajuta la evitarea depresiei, indiferent cât de dificil ar fi aceasta. În același timp, tu te manifesti deseori ca un psiholog bun, poate chiar înzestrată cu calități extrasenzoriale. Având anumite abilități în acest domeniu, trebuie să fii extrem de atentă să nu treci granițele admise. Astfel de atașamente uneori conduc la separarea de realitate, care devastează nu numai inima ta, ci inimile celor care te iubesc. Dacă reușești să-ți folosești talentul în mod moderat, vei obține un succes considerabil în viață. Ești foarte sensibilă la artă. Cântecul, de exemplu, poate fi un hobby excelent sau chiar o profesie dacă ursitoarea cea bună ți-a dat și o ureche muzicală. O atenție deosebită pentru nevoile celorlalți te va ajuta să devii un consilier excelent pentru cei care au nevoie de sprijin și de confort. Ori de câte ori este posibil, trebuie să-ți păstrezi obiectivitatea, deoarece părerea ta are o influență puternică asupra clienților, angajaților sau prietenilor. Nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități, ești impresionantă, hipersensibilă, misterioasă, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa ta de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicile tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 20 martie soarta ta? Se crede și se spune că pe 20 martie se încheie iarna și în același timp anul astrologic. Această dată simbolică are un impact special asupra ta. Poți fi dintre acele personalități unice care influențează cursul istoriei întregii omeniri, dar tu trebuie să te lupți cu propriile tale amintiri care cântăresc foarte mult, fără a-ți permite să te eliberezi. Tu te gândești prea mult la luarea unei decizii, mai ales dacă poate avea un impact semnificativ asupra soartei tale. Ursitoarele ți-au dat abilități excepționale în sfere complete diferite de activitate, însă prea multă încredere în sine și înaltă stimă de sine te pot aduce în momentul decisiv. Ideile tale sunt prea departe de realitate pentru a fi luate în considerare din acest punct de vedere, deși astfel de opinii utopice îți dau un aspect de romantism, având un partener de viață adecvat, te ai putea asigura de la unele probleme lumești ale realității cotidiene, precum și de căutarea cu succes a locului tău în viață. Din moment ce talentele tale se extind în direcții complete diferite, este dificil pentru tine să alegi unul dintre ele. Acest lucru este încă îngreunată de admirația ta pentru anumite personalități ideale, reale sau existente în imaginația ta, pentru a te asemăna cu ceea ce te străduiești cu toate puterile tale. O astfel de închinare indisciplinată poate duce la neîncredere în propria putere și la o scădere a stimei de sine, ceea ce duce ulterior la incertitudine și, ca rezultat, la numeroase eșecuri în activitățile tale de lucru. Astfel de eșecuri îți întăresc percepția negativă asupra propriilor capacități și te fac să-ți pierzi complet inima. Nu este întotdeauna posibil să ieși din această groapă. Depresia îți poate fi un tovarăș de nădejde și poate fi cauzată de lipsa de atenție din partea altora,
De opinia ta scăzut asupra abilităților tale, tu trebuie să dezvolți mai multă încredere în superioritatea ta și să nu te temi să-ți recunoști propriile talente. Ar trebui să insufli în sine gândirea ceea ce ai și să nu suferi de inconsecvența ta cu ideile standardă despre oamenii de succes. Poți fi un psiholog bun? Există chiar șansa de a fi dotată cu abilități supranaturale. Este necesar doar să observi măsura în orice și să nu accepti influența distructivă a oamenilor care sunt cu adevărat dragi pentru tine. Dacă tu manifesti o simpatie sinceră pentru visele și dorințele celor dragi, sfatul acestora poate fi în timp util și îți poate oferi beneficii reale într-o perioadă dificilă. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație de dragoste, ești veselă, fermecătoare și sinceră, dar datorită naturii complexe emoționale ai perioade de anxietate. Te străduiești pentru stabilitate și loialitate față de partenerul tău, dar în același timp, dorești schimbări și impresii. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50-50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești adesea ezitantă pe probleme importante, este dificil pentru tine să renunți la trecut și să nu te agați de el. Câteodată te vor fi lovit fanteziile atât de mult încât începi să încurci realitatea cu lumea fictivă, oferind idei complete nerealiste. Tu ai nevoie de o persoană puternică, fermă și practică în apropiere, care ar putea să te aducă la realitate la timp. De asemenea, ești adesea prea optimistă și nu vezi situația reală. Este dificil pentru tine să te orientezi în această viață și să-ți determini interesele profesionale. Talentele tale te fac uneori să te rătăcești și pot face situația și mai dificilă. De asemenea, te distingi prin faptul că tu creezi idol pentru tine însăți. În cele din urmă, ești capabilă să intri singurică în depresie și să dezvolți un complex de inferioritate de sine dacă ești ghidată de către un partener sau prieten mai puțin evoluat. Este important ca tu să alegi o comunicare apropiată aproximativ egală cu talentul și inteligența ta. Este interzis să cobori sub nivelul tău, pentru că apoi ca rezultat începi să te urăști. Sentimentul tău descopt ajută să faci multe. Totul este interesant pentru tine, te poți manifesta în multe domenii, în știință, teatru, literatură, psihologie, sănătate și boli. Tu ai tendința de a lega sentimentele tale naturale de viața organică. Energia excesivă poate cauza dureri de cap frecvente și în cele din urmă, poate duce la epuizare. Tu neglijezi trupul tău preferând să dezvolți mintea și spiritul. Poți duce un stil de viață sedentar, adesea în cele din urmă migrene și oboseală și nu știi cum să alternezi munca cu odihna. Poți suferi de depresie, deoarece îți suprimi sentimentele și emoțiile care se acumulează în interior și subminează sănătatea ta. Este mai bine pentru tine să manifesti în mod deschis ceea ce simți și să nu te rușinezi de lacrimi. Exercițiile fizice regulate și nutriția echilibrată sunt foarte importante pentru tine. Dar cum tu iubești plăcerile senzuale, inclusiv lăcomia în cărligul căreia poți cădea bine, de obicei neglijezi alimentele sănătoase. Este mai bine să urmezi o dietă, să mănânci la ore fixe, în principal legume și cereale, să mănânci mai puține grăsimi. Evită orice extremă, înfometarea este de asemenea foarte dăunătoare. Despre alcool, moderată doar vin roșu, restul este mai bine să le ștergi completă din listă.
soarta și norocul. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât ele întăresc aspectele cele mai pronunțate ale naturii tale. Te-ai născut cu o mare voință, îndrăzneală, ești independentă și mândră. Ești obișnuită să acționezi singură, fără să te bazezi pe nimeni și să ceri ajutor. În familie poți avea relații calde, în sfera materială poți ajunge la stabilitate. Sfaturi pentru tine. Trebuie să dezvolți autoafirmarea și îmbunătățirea evaluării de sine. Este imposibil ca astfel de lucruri să depindă de alte persoane, să exerciți o anumită prudență, să nu fii îndepărtată de mistic și necunoscut în detrimentul vieții pământești. Sentimentele tale pot fi destructive. Mențineți calmul și rămâi în permanență în legătura cu centrul tău. Direcționează-ți energiile spre obiective realiste. Observă-ți propria viață. Nu merge prea departe în propria experiență. Poți ajunge într-o astfel de junglă de unde va fi dificil să te întorci. Încearcă să te uiți cu adevărat la lucruri și să stabilești obiective fezabile. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.